Mărțișorul persoanelor vârstnice din municipiul Suceava este un proiect realizat în asociere cu municipiul Suceava și Consiliul Local al municipiului Suceava pentru zilele de 29 februarie, 1 martie și 8 martie, evenimente la care participă în total peste 1300 de pensionari. Acestea marchează începutul primăverii, ziua mărțișorului, dar și ziua femeii și sunt dedicate oamenilor care și-au adus contribuția de-a lungul anilor la dezvoltarea comunității locale, astfel încât, deși sunt retrași din activitate, să aibă totuși parte de o viață socială activă. Vestea pe care pensionarii suceveni o așteaptă de ani întregi a venit din partea primarului Ion Lungu la balul mărțișorului, organizat de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor la sfârșit de săptămână. Cu această ocazie, Consiliul Local, la inițiativa primarului Ion Lungu, deci ne-a pus la dispoziție un spațiu care pentru prima dată va fi destinat Clubul Pensionarilor Asociației de Pensionari din municipiul Suceava, un club care este foarte modern, situat în strada Avram Iancu, numărul 1, în fostul comisariat. Spațiul care îl vom inaugura pe data de 7 martie la ora 13:30-14. De asemenea, noi ținem numai decât să mulțumim televiziunii Intermedia, care tot timpul a fost și ne-a onorat cu evenimentele, la fel și membrilor noștri care tot timpul vin în număr din ce în ce mai mare, datorită faptului, nu numai prin aceste evenimente, ci și prin faptul că noi facem acea primire de membri și pentru cei asistați social, pentru toți cei marginalizați social. Inaugurarea Clubului Pensionarilor din centrul municipiului Suceava a fost anunțată pentru sâmbătă, 7 martie, pe strada Avram Iancu, din spatele pieței centrale.